patronul echipei FCSB, Gigi Becali, a reușit să șocheze pe toată lumea după ce la ultima sa conferință de presă a venit în șlapi. Mă vine greu să cred că a venit așa încălțat pentru că o fi pierdut vreun pariu. Mi-aduce aminte de fostul patron de la Oțelul Galați, indianul Lakshmi Mittal, care a venit așa la un meci, în șlapi. Te-ți o râs de echipa aia că s-o echipă de desculți. La urmă au și retrogradat, dar ceva mai târziu. Faza asta a fost în urmă cu mai bine de 10 ani. Bă, oricum, uitați-vă și la fețele brazilienilor ăstora. Păi și ei șocați de așa ceva, bă. Sau poate Gigi a vrut să le facă o surpriză. Să-i facă să se simtă ca la ei acasă, pe Copacabana sau pe Ipanema. Oricum, de parcă n-ar fi fost suficient că a venit în șlapi, Gigi a mai făcut o fază. Lua de jos un facon de apă și-o da cu el într-un cameraman. Cred că dacă Gigi nu-l nimerea cu flaconul pe bietul cameraman, cred că se descălța și dădea cu șlapi după el. Ca și cum au pățit președintele american George W. Bush când a mers în Irak și un jurnalist irachian s-o descălțat și-o da cu pantofii după el. Oricum, la final, Gigi nu s-a mai lăsat până n-a mai făcut o fază. S-a urcat pe canapea să-și poată face poză cu jucătorul. Atât pentru astăzi, dragi prieteni, dacă v-a plăcut, abonați-vă la canal!